În cazul alegerilor anticipate, partidele parlamentare de opoziție ar trebui să participe pe o listă comună, iar cele extraparlamentare ar trebui să le susțină. Declarația aparține liderului Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic. Cred eu că dacă opoziția, care de fapt este slab reprezentantă în teritoriu, am în vedere PL-ul și PLDM-ul, dacă ei nu vor încerca să caute și printre opoziția care nu a trecut în Parlament, printre reprezentanții acestei opoziții din teritoriu, niște puncte comune, de interes comun, atunci ar putea să întâmple că comuniștii se decapiteze raioanele unde sunt aleși președinții executivilor de la Partidele Democratice și atunci, cred eu, susținerea opoziției va fi mult mai mică. În același context, Andronic susține că partidele de opoziție au structuri slabe în teritoriu și de asta ar trebui să găsească niște puncte de interes cu opoziția care nu a trecut în Parlament, pentru a nu permite comuniștilor să decapiteze structurile acestora în raioane. Noi ne adresăm către partidele politice care nu au acces în Parlament și către opoziția din Parlament. În cazul când, dar noi susținem petrecerea unor alegeri anticipate, și în cazul când aceste alegeri anticipate se vor petrece, declarăm că vom susține o listă generală a celor care sunt formată din reprezentanții opoziției din Parlament, o listă comună, necondiționat, și ne adresăm către partide politice care nu au acces în Parlament să facă același lucru. Să nu vină cu liste, să nu încerce să se înainteze și să putem să contrapunem Partidului Comunist o listă comună formată din reprezentanții celor trei partide care au acces astăzi în Parlament. De aceea ne adresăm și către cei din Parlament să lese orgolile așa cum le-am lăsat și noi și să încerce să vină într-o eventuală campanie electorală nouă cu o listă comună. Totodată, potrivit lui Nicolae Andronic, el a participat la alegerile din 5 aprilie pe lista Uniunii Centriste pentru a nu da niciun vot Partidului Comuniștilor, iar alegerea de a candida anume pe lista Uniunii Centriste a fost una nereușită. Încercarea de a merge cu Uniunii Centriste a fost și o încercare de a atrage, de a nu da comuniștilor niciun vot și de a atrage de partea democraților și voturile conaționalilor noștri, în special a rușilor și a găgăușilor. Și eu cred că, într-o mare măsură, am reușit. Proiectul Tarlev a fost unul cam la care am ajuns cam, cum zice, nu de atât că tare am dorit să ajungem acolo. A fost o nereușită, rezultatul nereușitei discuțiilor între cei care v-am spus eu. Și cred eu că și opoziția care este reprezentată în Parlament trebuie să-și poarte o vină că aceste discuții au ieșuat. Noi n-am pus niște condiții rigide, că vrem atâtea locuri, noi am spus că să mergem împreună. Eu cred că lumea o să ne aprecieze nu după ceea ce a fost, dar după ceea ce va fi în viitor și de aceea trebuie să încercăm să vorbim mai mult despre ceea ce va fi, dar nu ceea ce a fost.